Absolvenții ciclului gimnazial de învățământ au intrat de luni 27 iunie în febra examenelor naționale, susținând proba scrisă la limba și literatura română. 4.317 elevi au terminat clasa a 8-a. Astăzi, 27 iulie 2016, între orele 9 și 11, elevii claselor a 8-a au susținut proba scrisă la examenul de limba și literatura română. În județul Neamț au fost înscriși 4.372 de elevi, dintre care au fost prezenți pentru susținerea probei 4.317 elevi, absent fiind 55 de elevi, eliminați 0. În această sesiune de examen, la nivelul județului Neamț, s-au înregistrat 9 cazuri speciale care au necesitat adaptarea condițiilor de examen conform metodologiei în vigoare. Examenul s-a desfășurat în condiții optime, fără a fi constatate probleme de ordin tehnic sau organizatoric. La examen au fost asigurate condiții specifice în sala de examen pentru 9 elevi cu dizabilități. Speciale se referă la elevii care au dizabilități, au probleme de sănătate și în cadrul sălii de examen au solicitat condiții speciale pentru așezarea mesei. Nu avem niciun caz de elev care a fost spitalizat. Conform calendarului de desfășurare a examenului de evaluare națională a absolvenților de gimnaziu, elevii minorităților naționale vor desfășura astăzi, 28 iunie, proba scrisă la limba maternă. Toți absolvenții de gimnaziu intrați în examen vor susține mâine, 29 iunie, proba scrisă la matematică. Lucrările scrise vor fi corectate în centre speciale de evaluare. În data de 1 iulie, până la ora 16, vor fi afișate rezultatele și în aceeași zi, între 16 și 20, vor fi depuse contestațiile. Tezele ale căror rezultate au fost contestate vor fi recorectate în centrele de evaluare până în 4 iulie. În data de 5 iulie vor fi afișate rezultatele finale ale examenului de evaluare națională.